pentru melomanii pasionați de muzică autohtonă, numele lui Radu Almășan este bine cunoscut. Solistul care a pus bazele formației Boschito în Brașov la începutul anilor 2000 are parte de un succes deosebit în întreaga țară. Formația Boschito abordează un fusion de rock latin cu o gamă largă de influențe, de la muzică țigănească, balcanică, până la elemente simfonice și de hard rock. În perioada 2002-2006, Boschito a avut o serie lungă de piese care au ajuns pe prima poziție în topurile din România. În perioada 2009-2011, trupa a concertat în Statele Unite ale Americii, iar membrii acesteia au declarat că a fost un act recreațional. Tot în această perioadă au lansat și piesa Întuneric în culori, alături de Ovidiu Lipan Țăndărică, iar apoi au revenit în România, unde au cântat în deschiderea concertului Shakira. Piesa Pepita de Boschito, un cover după o piesă populară mexicană făcută celebră în anii 60 de grupul Luis Alberto de Parana and Los Paraguayos, a adus trupei un val imens de popularitate. Radu Almășan a fost prezent recent la Timișoara cu un concert mai altfel, în cadrul căruia spectatorii au avut prilejul de a-l vedea la treabă, interpretând variante personale ale unor piese românești și din repertoriu internațional, care i-au rămas pe suflet, și câteva compoziții proprii. Radu Almășan, bine ai venit în Timișoara. Bine v-am găsit în Timișoara. În Timișoara, bun. Înainte de a te întreba de Timișoara și de... Vreau să luăm așa un pic în spate, pentru că e prima dată când te văd solo la Timișoara. Și așa că să te întreb... Sper să nu fie și ultima. Sper și eu să nu fie ultima. O să te întreb, cum ai făcut o cunoștință cu muzica? Care au fost primele discuri să le-ai ascultat? Sau de unde ai... De unde îți vine pasiunea pentru muzică? Sunt trei întrebări diferite, am să încerc să le răspund succint. Și când am făcut prima oară cunoștință cu muzica, nu-mi dau seama, pentru că am crescut într-o familie unde tatăl meu cânta la chitară și probabil că de foarte mic am auzit muzică în casă, plus benzi, magnetofoane, viniluri, ce era pe vremea aia. Și îmi amintesc, nu știu, de mic copil, îmi amintesc că erau, am avut în casă mereu muzică. Așa, conștient, îmi amintesc pe la 4 ani când am descoperit formația Modern Talking și chiar dacă ceilalți copii erau turbați după ei, pe mine mă indispuneau groaznic și mi-am dat seama, adică eu conștient am început cu muzica ce nu-mi place și numai după aia am descoperit și ce îmi place. Probabil că primul disc pe care chiar l-am savurat așa de la un cap la coadă și îl fredonam ca și copil a fost The Beatles, A Taste of Honey. Deci nu ți-a plăcut Modern Talking, ți-a plăcut The Beatles. Da, așa s-a întâmplat, nu știu de ce. A mei nu au avut niciun fel de... Nu au fost niște părinți care m-au educat în sensul ăsta. M-au lăsat să descoper singur ce vreau eu. M-au expus la orice. M-au dus la concert, primul concert de care mi-amintesc a fost cu Ștefan Hrușcă și cu Vasile Șeicaru. Ei cântau un tandem prin anii 80 și undeva prin 84 am fost la Sala Sporturilor în Brașov și i-am văzut. Dar nu mi-amintesc foarte multe muzical despre concertul ăla. Am niște imagini, dar nu... Dar muzical, așa că n-am fost conștient cu Beatles. Dar prima dată când ai urcat pe scenă trebuie să-ți amintești. În calitate de muzician? Da, când ai urcat pe scenă. Da, mi-amintesc, imposibil să-mi amintesc. Am făcut-o undeva pe la, prin clasa nouă, cred că deja aveam 15 ani și am cântat cu formația mea, cu prima mea formație, care se numea Celest, din Brașov. O formație de prog rock. Noi chiar dacă eram copii în clasa nouă, ni se părea extrem de interesant să facem niște chestii foarte complicate, cu măsuri compuse. Nu prea ne pricepeam, dar noi insistam. Și am fost răsplătiți. Am avut un fanbase în Brașov, am fost la festivalul prin toată țara, am luat și niște premii, a fost drăguț cât a durat. După aia am tot mers din formație în formație până mi-am descoperit, până iar am descoperit ce nu vreau să fac și cum nu trebuie să fie o formație. Și în cele din urmă am făcut propria formație, pe care o cunoașteți. Da. Boschito. Da. Bun, ai făcut formația, ai descoperit ce nu-ți place sau cum ziceai? Da, într-un fel da.
am descoperit că nu vreau să fiu o formație de rock ca toate celelalte, pentru că deja exista o explozie de formații de rock extraordinar de melodios și la vârsta aia mi-e plăcea rock-ul mai agresiv și mi-am dat seama că nu vreau să fiu la fel cu celelalte formații care deja apăruseră și aveau succes ca, nu știu, Direcția 5, Bere Gratis, Holograf, nu știu, Proconsul. Și cei de la casa de discuri m-au încurajat să caut un alt stil care să-mi placă și mie nu mai îmi plăcea nimic altceva decât muzică cubaneză și muzică balcanică. Îl descoperisem pe Eugen Doga, cu coloana sonoră de la Shatra, descoperisem Goran Bregovic, descoperisem Custurița, toată muzica țigănească cultă, ca să zic așa, de autor, așa, din diversele țări, de prin Polonia, de prin Ungaria, și mi-a plăcut foarte mult și asta a influențat foarte mult Boschito. Deci Latin plus Balcan plus rock, clar, dar nu numai rock. Mi s-a părut restrictiv, așa, știi? Și nici nu-mi plăcea că rockerii erau... Tu ce asculti? Iron Maiden. Ah, nasol, eu ascult Metallica. Adică ei nu aveau înțelegere unul față de altul. Tu ce asculti? Dream Theater. Sau nu, ce asculti? Whitesnake. Ah, nasol, eu ascult Pantera. Nu. Și nu comunicau. Adică era așa o diviziune. Și cred că chestia asta m-a îndepărtat cel mai mult. Că mie îmi plăcea foarte multă muzică, de foarte multe genuri. Și nu puteam să discut decât despre trei formații cu ei. Știi? Și m-am îndepărtat, efectiv. Am zis, bă, nu știu, cu rockerii nu prea... cam slăbuț. Cel puțin pe vremea aia. Acum lucrurile s-au schimbat. Asta vrem să te întreb. Acum ești rocker sau nu ești rocker? Adică Raguel Mășan nu e rocker? Sunt și nu sunt. Adică cunosc muzică rock mai mult decât mulți dintre ei. Ok. Și îmi place și o pot cânta și am și cântat la viața mea o grămadă de rock, mai ales în America. Dar aș putea să spun că sunt rocker și ascult numai rock. Nu, să mă ferească Dumnezeu, dar ascult atât de multă altă muzică și atât de frumos să ai o viziune deschisă și variată asupra artei în general, încât nu pot să mă mulțumesc numai cu un singur stil, fie el și un stil gigant cum e rock, știi? Pentru că ai adus aminte de America. Cu ce te-ai influențat pe tine personal experiența de acolo? Sunt foarte multe lucruri. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri. Am plecat un om și m-am întors altul. Și nu aș fi putut să fac ce fac acum niciodată dacă nu aș fi fost acolo. Cu bune, cu rele, cu tot. Contează că sunt aici și n-aș fi putut altfel. N-ai regretat niciodată că ai revenit din America? Țara tuturor posibilităților, mă rog, cum se spune. În primul rând, nu mai e țara tuturor posibilităților. A fost cândva. Și n-am prins, din păcate. În al doilea rând, nu prea am avut timp așa să regret. Și eu nu sunt o persoană nostalgică în general, care niciodată în viața mea nu prea am avut timp așa să-mi evaluez trecutul și să... M-am dus și tot timpul am avut altceva de făcut și mi-am văzut de viața mea și nu prea am stat așa să zic, măi, a fost o decizie bună sau nu a fost o decizie bună. Dar ce pot să vă spun este că, de fapt și de drept, nu prea a fost decizia mea. Viața m-a adus în direcția asta și m-a pus pe un val atât de puternic încât n-am putut să-l opresc. Eu nu puteam să mai opresc valul ăla și să zic, a, stai puțin, că eu vreau să mă întorc în America. Nu s-a mai putut. Am încercat 2 ani să le fac pe ambele și la un moment dat a venit momentul în care a trebuit să iau o decizie și am luat-o și din secunda aia nu m-am mai uitat înapoi. Și vă spun cu mâna pe inimă, de când m-am întors cu cariera pe care am avut-o în ultimii ani, nu regret nicio secundă. Adică nu se putea ceva mai frumos decât comeback-ul ăsta Boschito, așa cum a fost el. Grassroots cu adevărat din inimă și fanii ne-au primit cu inima, fără TV, fără radio, fără compromisuri, fără nimic. Mi-ai furat următoarea întrebare, că vreau să trec de la una la alta cu TV-ul, apropo că te-am auzit acum 2 săptămâni când ai mai cântat în Timișoara, că ați dedicat o melodie pentru TV. Zine un pic, din fundul sufletului nostru mic și negru. Da. Eu cred că nu e o surpriză pentru nimeni. Cred că în 2023 deja toți care avem televizoare am văzut ce ni se dă, ce ni se difuzează, ce ni se inoculează și cred că ne-am prins care-i treaba.
Și am făcut și eu un pic de mișto de ei, așa cum fac ei foarte mult mișto de noi toți de 30 de ani încoace, știi, cu programele și cu prostiile pe care le dau, pe care le difuzează și cu tot mimetismul ăsta prost din America și din vest. America aia cunoscută de ei, că există America adâncă, America filozofică, America artistică, dar pe aia noi nu auzim aici, nu o vedem. Noi vedem numai vârfurile astea copilărești, așa, semi-stupide, știi? Un Miley Cyrus maxim, un Taylor Swift, dar rest mă porcării, știi? Și cum faci când bănuiesc că ești solicitat pentru interviuri sau la emisiune? Cum reușești să, mă rog, cum reușești să nu apari la TV? Sau să din fericire, cum să spun eu, o parte din încasările noastre se duc la colegul manager Ionuț Contraș pentru a vorbi el, pentru a fi o interfață între noi și cei care ne sună și ne caută și vor. Și de obicei, ca să spun adevărul, dacă îl sunați pe Ionuț Contra și cereți un interviu cu oricine din Boschito și Ionuț Contra spune că suntem plecați în vacanță sau că suntem obosiți sau ceva, de fapt minte, de fapt nu vrem să vorbim cu dumneavoastră. Deci el e câinele rău. El ești. Și el e cumva responsabilitatea lui să deflecteze acest interes, știi? Dar iar vreau să fiu sincer până la capăt, să știți că nu ne sună telefoanele în continuu să ne solicite, pentru că noi nu reprezentăm un interes mediatic. Noi nu reprezentăm, de fapt, un interes în general. Noi suntem niște băieți, niște muzicieni care vin și cântă niște piese care sunt celebre. Și deja piesele noastre au ajuns mai celebre decât noi, în sensul în care e posibil să mergem acum în parc și să vezi copii care ne cântă piesele și dacă zic, păi eu am făcut piesa asta, să zice, du-te bă, de aici. Pentru că nu mai știu de unde le știu, cum le-au învățat, cine cântă, care, cum. Eventual să știe că le cântă o formație Boschito, dar nu știi. Sunt mulți care ne știu, dar sunt și care nu ne mai știu, știi? Și asta e foarte interesant, că ne descoperă pe parcurs, știi? Și asta e, ia. O să vezi, peste o lună, aici în Timișoara, 500 de chitariști cântând piesele Boschito. Da. O să fie wow. Wow. Spune-mi, de unde a venit ideea asta de a susține concerte solo? E o chestie care pleacă de la procesul de creație, pentru că eu am scris și scriu destul de compulsiv. Uite că în ultimul timp nu prea am mai scris, dar într-o vreme scriam foarte des piese. Și evident că unele nu se potriveau stilistic nici măcar cu o trupă ca Boschito, care e destul de diversă, dar nu mergea pentru Boschito. De unele ce nu mergea? Nu mergea stilistic, deci Boschito nu o să cânte piese country sau American folk sau chestii de genul ăsta, pentru că nu e linia pe care vrem să mergem, pe care ne simțim bine, știi, cu trupa. Dar totuși piesele erau bune și stăteau în picioare. Și inițial am încercat să le vând pe la diversi artiști care puteau să le facă modern, pentru că exista un trend acum câțiva ani cu piese de astea mai country, nu știu acum din cap, că tot am stat în soare, dar uite, chiar Avicii, Dumnezeu să-l ierte, și așa tot avea piese de genul ăsta, foarte populare, și puteai pe o piesă de American folk sau de western sau ceva să pui un beat și să o faci. Și am avut ceva interes, dar e și vina mea puțin, că e dacă nu-mi place cum o cântă artistul respectiv, nu i-o dau, știi, și mea culpa, mea sum, am zis, bă, mai bine las. Și tot s-a întâmplat asta de mai multe ori și na, până la urmă am zis, mai bine le fac eu decât să... Și câte piese ai? Câte piese, da, compuse? Am destul de multe. Acum în show-ul ăsta mai cânt și cover-uri ca să fie mai divers așa și o să cântăm numai 5 piese de ale mele. Dar dacă ne apucăm serios de treabă, pentru că ăsta e un proiect de care nu m-am apucat niciodată serios de treabă, adică tot mai fac câte un pic, mai stă un an, mai fac câte ceva. Nu te-ai apucat de treabă pentru că ești ocupat cu Boschito, da, sau pentru că nu simți nevoia? Sau... Ba, acum simt nevoia, chiar începe să se lege, dar nu am simțit până de curând, așa, vreun an.
partea cu pandemia m-a încurcat foarte tare, că mi-a tăiat tot așa elanul creator, parcă am avut așa un blocaj. Și chiar că lumea spunea că acum ai timp să compui, nu, timp da, am, dar n-am chef, știi, și apoi nu prea am făcut mare lucru și mi-am cam ieșit așa din ritm, dar sper să fie ok de acum. Poți să-mi spui piesele pe care o să le cânti astăzi? Da, sunt... Vrei să spun cum se cheamă? Sau? Sunt piese care se numesc Scars, Arizona, Taj Mahal, pe care l-am și promovat acum câțiva ani, The Ark, și încă nu m-am hotărât care o să fie a cincea, dar o să văd că încă n-am făcut setlist. Înțeleg, deci încă nu l-ai făcut. Nu l-am făcut. De cover-uri, ce poți să ne spui? Ce cover-uri cânti? Care simți tu că mai ai vocea potrivită sau care îți plac? Sau cum să vedeți? Ambele. Sunt cover-uri pe care le-am cântat de-a lungul timpului, știi, și când ne-am strâns așa niște prieteni și am cântat cu chitara la foc de tabără sau cine știe, pe plajă sau la malul mării, am observat că reacționează mai bine la unele și poate nu așa de bine la altele și mi-am dat seama că pe unele mi se potrivește vocea și transmit mai bine și pe unele nu chiar. Și le-am păstrat de-a lungul timpului pe cele care erau așii mei din mânecă și când... mergeam undeva, le cântam și mi-au rămas niște piese în repertoriu de pe vremea aia, știi, de, cred că le cânt de vreo 20 ceva de ani. Care s-a și tăi, dar zi-mi trei exemple de piese, de cover-uri care te reprezintă, nu știu. Sunt multe și din rock-ul vechi, clasic, de exemplu, mai cânt de la Rainbow, mai cânt de la Deep Purple câteodată, depinde ce am chef. Mai cânt de la Eric Clapton, mai cânt de la și muzică românească, mai cânt de la Valeriu Sterian, mai cânt de la Conexiune 2, chestii de genul ăsta, mai cânt din rock-ul mai modern, să zicem anii 90-2000, de la Nirvana, că tot ai zis, am mai cântat, dar n-am mai cântat de mult. Dar cânt, uite, de la Soundgarden, cânt de la System of a Down, cânt de la Cedar, cânt de la The Daylights, cânt de la, nu știu, whatever, sunt multe. Ce mai cânt? Stai să mă gândesc acum, dacă îmi tot mai întrebat. Cânt de la Guns N' Roses, când am chef. Cânt de la... ce mai am? Am cântat, când mai sunt în București, mai chem pe colegii mei de la Boschito să mă mai ajute, că noi facem niște coruri de voci foarte bune și dacă sunt piese care au coruri de voci, atunci le cânt cu ei, știi, cum ar fi de la o formație care se numește Fleet Foxes sau chestii de genul ăsta, mai nou puțin, adică nou, nu chiar nou, dar de 10 ani, 15 ani așa. Apropo că ai adus aminte de Nirvana, că ai avut tricou cu Nirvana, de asta o lăsăm. Am avut multe tricouri cu Nirvana, eu l-am văzut unul singur. Mulți nu te asociază cu Nirvana, adică nu știu. Păi nici unii, eu nu mă asociez cu Nirvana. Unii cred, rockerii cu ghilimele de rigoare, cred că muzica voastră e o muzică ghilimele comerciale și nu te-ar asocia cu Nirvana. Și în primul rând, eu nu pot să discut despre lucrul ăsta cu niște oameni care nu cunosc subiectul. Adică nu pot să-ți faci o părere despre noi pentru că ai auzit trei piese la televizor. Dacă ai fi ascultat într-adevăr discurile lui Boschito, inclusiv primele, nu vorbesc despre ultimele, ai fi fost surprins să vezi câtă muzică necomercială este. Dar pentru că nu ai făcut-o, îți dai cu părerea aiurea. Dacă îți dai cu părerea aiurea, eu ți-o respect, dar nu sunt obligat să răspund, știi? Și de asta nu simt că e nevoie să explic nimănui ce-i cu Boschito și care e treaba. Nu, asta era întrebarea, nu, eu doar am zis că... Cum mă văd ei, că wow, fii atent că ăsta e un impostor, că vor... Nu mă deranjează absolut deloc. Deloc. Și eu, la rândul meu, când eram mai mic și făceam niște judecăți așa total nepotrivite față de alți oameni și alte formații, am făcut greșeala asta și m-am lecuit. Nu stau așa. Și dacă, mai ales dacă ești un tip muzical și știi muzică, na, poți să asculti anumite lucruri de Boschito și să-ți dai seama că ne mai dăm așa cu nasul prin muzică. Adică nu suntem chiar veniți cu pluta pe bega, știi? Dar, na...
noi nu ne-am propus niciodată să plăcem tuturor și ți-am spus de la început că rockerii, atitudinea asta a lor a fost un motiv pentru care m-am îndepărtat de zona asta. Eu aș fi putut să cânt lejer rock de la început și, pentru că am și cântat cu Madam Hooligan alternativ și destul de prog și destul de experimental pe alocuri, că na, eram într-un context unde așa suna viața noastră de zi cu zi, știi? Era soundtrack-ul vieții pe care o trăiam în perioada respectivă. După aia când te întorci în România și te uiți în stânga, te uiți în dreapta, când vezi oamenii din jur, când vezi la ce rezonează, despre ce vorbesc, care e cultura locului, ce se întâmplă aici, să știi că nu sună aprop rock. Sună boschit. Da. Știi? Mai mult. Mai mult. Spune-mi, te rog, cum vă adaptați vremurilor astea moderne în industria muzicală? Astea cu prin streaming, ane... cu... Ah, ok, ok. Deci ce părere ai, unde merge industria muzicală sau... Habar n-am. Vă spun cu mâna pe inimă că nu știu. Adică am încetat să-mi fac probleme care nu sunt ale mele. Nu pot decât să îmi fac treaba mea, să fac muzica, să compun, să produc, să vin, să fac concerte bune. Ce se întâmplă mai încolo cu asta, nu știu. Multă lume mă întreabă și cu asta, cu inteligența artificială. Da, și cu inteligența artificială. Nu știu. Nu știu. Nu te, adică nu ai nicio părere despre chestia asta? Nu. Tu-ți vezi de treaba ta și... Nu, pentru că nu mă pricep și unde nu mă pricep, nu mă bag. Nu știu ce e cu chestia asta, nu știu ce o să fie în viitor, că cum credeți că o să fie? Habar n-am, nu știu. Au fost foarte multe întrebări și foarte multe panici de-a lungul timpului și cu streaming-ul și cu schimbarea asta de la analog la digital și așa, și ce credeți că o să se întâmple, că nu mai sună muzica, că nu mai are suflet. Ei, uite că mai are suflet, uite că suntem pe scenă în continuare și nu știu de ce cred că și după chestia asta cu inteligența artificială tot pe scenă o să fim și tot o să cântăm într-un fel sau alt. Nu știu, așa cred eu. Te vezi pe scenă și peste 15 ani? Dacă sunt sănătos 100%, pentru că nu știu să fac altceva. Știi? N-ai cochetat cu nimic altceva, nu te vezi făcând altceva? Sau ce face Radu Almășan când nu cântă? Multe de-a lungul timpului, nu face ceva constant, știi? Sunt perioade în care mă relaxez sau citesc, sunt perioade în care studiez, sunt perioade în care merg la facultate, sunt perioade în care mă concentrez pe viața de familie, sunt perioade în care studiez la muzică, sunt perioade în care nu fac nimic, sunt perioade în care nu m-am uit la fotbal, sunt perioade în care nu m-am înjur cu colegii, nu și de astea. Adică nu sunt numai, ce știu eu, vreo tata studios, tatăl studios al muzicienilor din România. Acum o să spun o întrebare care e clar, are răspunsul categoric, dar poate nu înțezi tu, pentru că în fiecare oraș unde te duci pe noi, că te întreabă lumea cum te simți în orașul respectiv. O să te întreb și eu tot în penia asta, ce relație ai cu Timișoara? Am o relație de mulți ani și parcă în fiecare oraș mai mare din România s-a dus așa o bătălie incipientă, o mică bătălie personală de a cuceri cu bandul publicul respectiv la primele concerte și așa mai departe. Și deci spun cu inima, cu mâna pe inimă, că la Timișoara efectiv ne-au primit bine din prima. Deci a fost așa o dragoste de la prima vedere, de nu ne-am așteptat. Era și departe și nu prea exista în traseul nostru de copii care mai cântam pe la festivalul și așa mai departe. Și mereu, 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 și chiar de la primul festival, când am venit aici cu școala de muzică, era un festival, cum s-o fi chemând el, nu mai știu. Știu că era acolo, în spate, la operă, unde e ceva casă de artă, școală de artă. Școala de artă, da, în Piața Libertății. Și țin minte că era Marius Țeic în juriu și m-a criticat pentru că aveam o problemă la dantură și lui s-a părut
total aiurea să vin cu o problemă la dantură, chiar dacă cântasem foarte bine, știi? Și timișorenii de acolo care au auzit chestia asta, așa de mult mi-au sărit în apărare, din prima, cred că aveam vreo 16 ani. Pe Mirel Cumpănaș îl știu de acolo, el a fost unul care a zis, bă, ăsta e nebun, bă, hai să mergem să cântăm. Și era și eu, s-au pus la pian, am cântat You Can Leave Your Hat On de la Joe Cocker și eu cu chitarea și ăsta și apoi ne-am prietenit cu, știi cum sunt adolescenții, cu o băută, cu nu știu ce, cu se mai uită o fată, se mai pa, ba, ba. Și deci nu m-am văzut cu Mirel de atunci până acum în avion când am venit la concertul ăsta de care ai pomenit tu, Adineau. Da. Și când ne-am văzut după 100 de ani, am zis, ce faci? Evident că am știut unul de altul între timp, da. Pentru că l-am urmărit așa și am văzut ce a făcut, el a făcut același lucru, dar așa să ne vedem față în față, nu ne-am văzut. Ne-am văzut de două ori întâmplător în ziua aia, ne-am întâlnit random așa, o dată la aeroport și o dată pe stradă în Timișoara și a doua oară a zis, no, dacă ne întâlnim și a treia oară, apoi rămânem să bem. Zic, bine, dacă e și a treia oară, e groasă, știi. Deci, te-am dat peste mâna, foarte bine am fost primiți de la început și cu Boschito la fel, de la început. Și la un moment dat veneam, să nu zic că săptămânal, dar cred că odată la două săptămâni cântam pe la Casa Bănățeană când era înainte și prinseseră drag de noi și ne invitau non-stop, adică aproape că nu puteam să venim atât de des, știi? Și cu fostele Discolent sau cum se chema, și cu cluburile astea de pe vremea aia, îți dai seama că le-am bătut pe toate, le-am făcut pe toate, le-am cântat, le-am zăpăcit, le-am... Eu, Timișoara cu Boschito, o să continuă chestia asta, adică efectiv. Avem unii dintre cei mai dragi prieteni aici, ne simțim foarte în largul nostru, știi? Spune-mi, din punct de vedere discografic, ce mai pregătiți? Planet. Ceva foarte interesant. Absolut nimic. Asta e același răspuns pe care mi l-ai dat data trecută. Pentru că înseamnă că ești consecvent. Da. Deci, da. Zicea la fontă, nu mă băut consecvent. Nu simți nevoia să scoateți ceva nou sau muzică? Ba, da, ne-am întâlnit, ne-am întâlnit așa și am discutat despre chestia asta, dar... nu simt că am găsit filonul pentru următorul material și nici nu simt că l-am expus suficient pe celălalt. În ideea asta o să începem să scoatem niște piese, începând cu luna septembrie, de pe albumul Sus, să-l mai promovăm puțin. Și probabil că de la anul o să începem să scriem și pentru Boschito, pentru că aș vrea să mai înregistrez și piesele astea din seara asta, pentru proiectul solo și după aia o să mă concentrez. Am avut o tentativă de a ne întâlni și de a... de a compune cu băieții, să ne izolăm undeva o săptămână, două, că altfel nu se poate, e foarte greu. Dar n-am putut, adică programul anul trecut și anul ăsta a fost înfiorător, înainte au fost 2 ani de pandemie, nu aveam chef de nimic, nu numai eu, nici ceilalți, adică a fost așa. Deci să înțeleg că piesele astea pe care le cânti acum solo o să se regăsească pe un disc. Sau ăsta e planul? Planul e să le înregistrăm așa, una câte una. După aia când s-or strânge de un disc, cum face și disc. Mai merită să mai scoți disc în ziua? Nu prea. Dar noi ne încăpățânăm. Noi știam că nu merită nici la Sus, nici la Babilon, dar... Bă, este mult school, trupă de rock, rock, un fel de rock, cu un fel de latin, cu un fel de balcan, cu ceva. Suntem și noi mai special. Sper să nu deranjeze pe nimeni că avem un stil mai aparte, știi? La un moment dat când începe o piesă de la Boschito, cam toată lumea știe că, na, ăsta e stilul, știi, asta e treaba, știi? Cum îți explici succesul ce l-aveți voi? Numai în afară de faptul că aveți un manager. Păi, acum poți să ai ce manager. Bine, și managerul vrei. Contează. Da. Contează, da. La câte numere de telefon are managerul? Știți cum? Mulți au numere de telefon. Știți câte numere de telefon? Așa le atârnă agendele de numă. Dar dacă pe scenă nu se întâmplă magia, poți să suni pe papa de la Roma. Și magia asta cum se întâmplă la voi? Că bănuiesc că și voi între voi ați avut, nimeni nu-i perfect. Adică bănuiesc că nici la voi nu e. În niciun caz noi nu suntem. În niciun caz. E foarte serios, numai că el nu se laudă.
Nu e vorba de asta, Ionuț, și oprește din spate că suntem foarte serioși. Băi, cască. Mai spun și pentru el și pentru ceilalți. La fel și în America am văzut oameni serioși, băi, se trezeau la 6 dimineața. Se duceau la sală până la 8, mergeau la job, după care repetau, după care studiau, după care se culcau la 2 noaptea ca să reușească în muzică. Deci îi știau pe toți, vorbeau frumos, făceau orice trebuia făcut, își făceau PR, investeau bani în chestia asta. Și de la talentul pe care le-ai de acolo. Și unii aveau și talent. Pur și simplu e altceva. Este vorba de cum te percepe lumea pe tine, nu cum te percep tu pe tine. Tu poți să crezi că ești buricul pământului, dar dacă lumea nu te vede așa, iar de ce ne vede lumea pe noi mai special, eu nu știu. Trebuie să există explicație. O fi, da, dar să mi-o ziceți și mie când o auziți. Nu știu. Adică am înțeles la început, când am apărut, că eram ceva fresh, ca așa, dar după un sfert de secol aproape, de ce vin și peste tot și așa, și acum sunt cu o chitară și e plin aici, nu mai știu unde se merg până. Nu știu. Pentru că, efectiv, pe scenă nu facem nimic special decât să închidem ochii, să cântăm cântecele și cred că ele sunt, de fapt, motivul pentru care ne iubesc. Pentru că aceste cântece și le însușesc, devin despre ei, pe ei au amintiri, au tot felul de, nu știu, repere în viața lor. Contează și talentul de narator pe scenă. Sunt unii artiști care cântă foarte bine și într-o piesă nu zic nimic și alții care... Noi, din niște vorbitori între piese, am ajuns să nu mai spunem bună seara decât după piesa 7-8. De ce? Mi se pare că nu e necesar, adică a venit lumea să mă asculte cântând, nu să îi întreb cum se simt sau ce deci mai faci din asta. Toată lumea cu mine, ridicați mâna stângă în sus, să vedem care e în pantalon scurs, mâna sus, care e în pantalon lungi, mâna jos. Am trecut de chestiile astea, știi? Uite, asta e altă chestie pe care am învățat-o în America. Conceptul ăsta de a face show. Păi fac show cântând muzica, nu mai sunt vremurile alea în care vine Dave Lee Roth și face 3 flick-flack-uri și s-a schimbat energia publicului, nu mai merge așa. Cred că dacă faci râd de se prăpădesc, știi, mai ales eu acum la 100 de kg. Ok, bine, mersi foarte mult, Radu, și succes! Cube Arena, scoatem adevărul la lumină. Rețeta compensată, o emisiune în care specialiști din domeniu ne ajută și ne învață să trăim sănătos. O emisiune difuzată pe Cube TV în fiecare miercuri de la ora 19. Radu Almâșan, cântărețul care reușește cu ușurință să ajungă la inima multor oameni cu vocea sa unică, a avut parte de aplauze prelungite la recitalul său din Timișoara, care a avut loc la Porto Arte, iar alături de el s-a aflat și Timothy Cross. Sub numele de scenă Timothy Cross se ascunde un tânăr muzician din Cluj, care în buletin figurează cu numele de Zoltan Cociu.
Proiectul muzical care a luat naștere cu 3 ani în urmă a reușit în ultima vreme să ajungă în atenția multor melomani din țărișoara noastră prin diverse colaborări, iar artistul, în vârstă de 29 de ani, spune că cea mai mare realizare a sa de până acum este faptul că are 4 copii. Zoli, bine ai venit la Timișoara. Spune-mi un pic de tine, Zoli. Am 29 de ani, am 4 copii. Asta e cea mai importantă reacție, cea mai bună reacție. Era asta întrebarea, dar foarte bine că ai zis-o. Sunt muzician, profesionist, de când aveam 14 ani. Și, nu știu, iubesc muzica. Iubesc Boschito. Ok. De unde îți spune numele de Timothy Cross? Timothy Cross. Timothy Cross este un nume care mi-a venit destul de misterios așa. Tot timpul m-a pasionat numele ăsta de Timotei. Și a venit așa, pur și simplu, dintr-un gând. Timothy Cross. Și am spus, ok, ăsta este numele de scenă pentru că îmi doream foarte mult să cânt în limba engleză. Și atunci aveam nevoie de un nume care să funcționeze pentru treaba asta. Zoli nu sună bine. Zoli sună bine. Zoltan sună și mai bine. Zoltan sună și mai bine. Dar Zoltan era deja... Zoltan era deja luat. Da. Bun, spune-mi cum de ai venit astăzi să cânti cu Radu? Am venit ca și în calitate de invitat al lui Radu. Eu m-am cunoscut cu Radu când aveam 14 ani. Adică acum câți ani? Adică, acum am 29, acum 15, da. Acum ceva ani. Și întâmplător m-a și ținut minte, ne-am reîntâlnit din nou după mulți ani la un concert în Cluj, unde l-am rugat să-mi asculte o piesă de-a mea, pentru că între timp m-am apucat și eu să cânt și să compun piese și Radu a fost dispus să-mi dea un feedback. Și iată că așa am reluat contactul cu Radu față de... Bine, noi mulți spus contactul pentru că când aveam 14 ani, mai mult, Radu, salut, eu sunt Zoli. Ce fel de muzică cânti? Eu abordez un stil de pop-funk. Pop-funk, pe aici colo mai este și rock, dar aș merge pe zona asta de pop-funk, așa mai la sigur. Poți să ne dai 2-3 guide? Ce pop. Înțelegem prin funk? De la Maroon 5 la Alan Stone. Ok. Deci muzică nouă, modernă. Da, e o muzică modernă cu deschidere la un public larg, aș spune eu. Cât de greu e pentru un artist în ziua de azi să se facă cunoscut? În era asta a internetului, E foarte bună întrebare. E extrem de dificil. Din punctul meu de vedere, sau cel puțin experiența de până acum, mi-a demonstrat că nu e doar să ai o piesă și gata, o pui acolo undeva pe YouTube. Este vorba de foarte multă muncă, de marketing, de a avea conexiunile bune, de a construi o rețea cu alți muzicieni. Mi se pare că internetul nu facilitează descoperirea noilor artiști, ci mai degrabă în momentul în care un artist pe barba lui a ajuns într-un punct, abia apoi poate să profite de internet, deoarece se creează cercuri destul de închise pe internet. Nu, de foarte multe ori te uiți și ai, nu știu, 100 de prieteni și vezi doar 5 din prietenii aia. De ce? Și pe parcursul anilor treaba a devenit destul de incisivă. Algoritmele au fost programate de așa natură încât să arate ce consideră ele că trebuie arătat. Și atunci e destul de greu să rămâi la suprafață fără muncă practică. Muncă practică și bani investiți în campanii de marketing. Zi-mi de Timișoara, știu că ai mai cântat la Timișoara, cred că la un festival. Da, am cântat la un festival aici și întâmplare face că am cântat chiar în deschidere la trupa Boschito. Întâmplare, da, ok, da. Bun. Cum ți se pare? Există vreo diferență între publicul din Timișoara și cel din Botoșani, de exemplu? Există o diferență între publicul din Cluj și cel din Timișoara, mă pot raporta mult mai ușor la aceste două, pentru că eu sunt din Cluj. Mi se pare că Timișoara are o deschidere artistică foarte mare, în sensul în care văd o grămadă de
artiști care cântă, ba în Cărturești, ba la nu știu ce festival, văd sculpturi, chiar și în mall, când am fost, am văzut tot felul de sculpturi făcute caritabile sau care se ridice un semn de întrebare vis-a-vis de reciclare. Și mi se pare că e un oraș care investește în artă în sensul ăsta. Spre deosebire de Cluj, unde momentan nu mai prea sunt venues-uri unde să cânt. Sunt destul de puține venues-uri. Au fost înlocuite de festivale sau de cluburi mari care importă mai mult artiști de din afară. Nici în Timișoara nu avem venues, dar asta e altă discuție filozofică pe care putem să o purtăm altă dată. Spune-mi de tine ca muzician ce faci, adică, nu știu, scoți discuri, ce vrei să faci, unde vrei? În prezent lucrez la lansarea unui album împreună cu echipa mea. Și, deci de debut? Sau? Da, un album de debut. Deci nu ai niciun discurs. Noi avem piese publicate drept single-uri, dar nu am publicat un album concept clar, iar ne punem cumva cap la cap ca să facem un album destul de concludent față de concept, adică un concept cum era old school, legat de conceptul albumului se învârte. Bine, numele albumului este Chapters și conceptul albumului se învârte în jurul faptului că eu am scris piesele pe care le-am scris la diferite capitole sau momente ale vieții mele și atunci totul va fi îmbrăcat în povestea asta de carte, chiar și vizualul și concertul de lansare pe care îl pregătim va avea foarte multe elemente ce țin de cărți, ce țin de chestia asta de songwriter. Uh-huh. Deci ești un songwriter. Da, așa. E mai simplu de spus, sunt un songwriter. Ești frumos, ești un songwriter care bănuiesc că ți-ai trasat un plan. Să zicem 2025, unde deschid televizorul și mut că te văd peste tot pe tine sau care e? Nu știu ce rezervă 2025, dar ăsta este planul meu și înspre asta mă îndrept. Îmi doresc ca, de asta muzica, spuneam la început că are o deschidere foarte mare, îmi doresc să vin cu o muzică destul de cu o energie pozitivă, o energie bună. Vreau să aduc zâmbete pe fețele oamenilor, pentru că am crescut înconjurat de felurite curente muzicale și în ultima vreme am simțit că toată lumea e într-o zonă de asta de tristețe, de nostalgie și nu e neapărat ceea ce eu vreau să reprezint. Din contră, vreau să mă duc într-o direcție opusă și văd o deschidere pe piață pentru asta, pentru că nu e acum muzica prea fericită. Poate e o generalizare, dar cel puțin asta e percepția mea. Așa este. Al câtelea concert e ăsta pe care îl cânți acum cu Radu? Alături de Radu? În proiectul ăsta. Alături, da. S-ar putea să fie al șaselea. Ok. Și cum te completezi cu el? Adică aveți totul stabilit dinainte? Sau cum s-a întâmplat, de fapt, chimia asta? V-ați spus odată și ați cântat și a venit totul de la sine sau a zis aici trebuie să cânti aici, trebuie să faci asta? Cred că aș putea să spun că sunt încă în proces de a-l cunoaște la fel cum și el mă cunoaște și întâmplarea face că ne-am potrivit destul de bine de la prima încercare. Vocile noastre ca și timbru se completează și mi se pare că ne completăm și ca și stiluri muzicale și muzica pe care o ascultăm fiecare, avem o grămadă de elemente comune în sensul ăsta și asta face cumva lucrurile să funcționeze foarte bine din punctul meu de vedere.
And what?